Marina română a fost în pericol de moarte în largul coastelor Indiei. Nava lor, care transporta 60.000 de tone de cărbune în Indonezia, s-a scufundat în apropiere de portul Mumbai. Românii au fost salvați de elicopterele pazei de coastă indiene într-o operațiune extrem de complicată. Printre cei 30 de membri ai echipajului, alături de români, se aflau iordanieni și indonezieni. Cu toții sunt în siguranță la mal. Autoritățile indiene sunt însă în alertă și se tem că nava scufundată va polua zona. Cauzele incidentului nu se știu deocamdată.